Salut tuturor și bine ați venit la un clip foarte, foarte important, un clip în care eu o să vă răspund la întrebările tuturor. Avem 5 întrebări. Ce tactică să folosesc? Ce instrucțiuni să folosesc? Ce formație să folosesc? Ce setări să am la controller și ce cameră să folosesc? Iată 5 răspunsuri într-un clip. Unde ați mai pomenit așa ceva? Deci, eu zic că e bine. Înainte să începem, apăsați butonul de like, abonați-vă dacă nu sunteți abonați, aprindeți-vă și clopoțelul. De ce am zis clopoțelul? Clopoțelul. Și nu uitați de rețelele mele de socializare, Instagram și Facebook, aici le aveți pe ecran. M-ar ajuta foarte mult dacă mi-ați arunca un like și un follow pe aceste minunate platforme. Bun! Să ne concentrăm. Să rămânem pe poziții. Mergem pe Custom Tactics. Ah, scuze, ați văzut ce echipam eu? Custom Tactics. Bun. Cea mai bună formație din acest joc, fără niciun dubiu, este 4-2-3-1. Este folosită de majoritatea jucătorilor pro, este folosită de cine vreți voi. 4-2-3-1 este meta în acest joc, FIFA 20 meta. Bun. Acestea sunt tacticile mele pe care le folosesc în momentul în care este un meci mai dificil, un meci cu un adversar mai bun, un meci la calificări, de exemplu, sau unde vreți voi, dar este un meci aproape acolo, 0-0 strâns, echipă foarte bună și adversarului. După cum vedeți, la uiște aici am 4, pentru a nu lăsa nici spații pe margine foarte mari, cu toate că aș pune și 5, nu e o tragedie dacă pui 5, dar 4 e ok. La deft aici nu doresc să am o linie de fund mult prea înaintată, pentru a nu lăsa spații pe mingile lungi sau pe mingile pe margine. Deci deft e ok, 4, 3 deja e prea jos, 2 nici atât, 1, nu. 4 e ok, dacă vreți să aveți, să puteți pune și presiune, dar să puteți pune și puteți pune și echipa mai jos un pic în apărare. Deci e ok cu 4. Aici la Wift am folosit foarte multe chestii aici și mai mult, de exemplu 7, 8, dar și 3. Cel mai bine zic să fie 5, sincer. Nu văd de ce aș pune 7. Nu poți da centrări în acest joc, deci n-are sens să fie așa un pic prea lăbărțat. 3 să fie prea strâns, nu e ok. Un adversar care se aglomerează, dacă joci cu un adversar care se aglomerează, nu prea ai soluții pe margini, deci 5 e și. Deci e bine. Aici la Pelerin Box am 4. Având în vedere stilul meu de joc, care este un joc mai așezat, nu foarte multe pase lungi, nu foarte multe plecări, un stil mai bătrânesc, bătrânește, tată, mai bătrânește, 4 e ok pentru mine. Jucătorii nu fac prea multe demarcări în adâncime, stau mai mult la pas, deci e ok. Aici la corner avem 2 linii și la free kick 2. N-aveți de ce să puneți mai mult, n-aveți de ce să puneți mai puțin. La corner e ok, 2 și la free kick 2. Bun, la instrucțiuni. Stați așa că nu mi-am așezat echipa, mă scuzați, 2 secunde. Stai așa și stai, ups, scuze, și dacă pot să-l dau pe Henry, bun, așa, bun. Cum vă recomand eu să vă faceți echipa dacă doriți să jucați 4-2-3-1 sau 4-4-2, ceva ce necesită 2 mijlocași centrali? Vă recomand să aveți în vedere un jucător foarte bun defensiv. De exemplu, aveți aici cel mai bun exemplu, Patrick Vieira, 91. Și un jucător ce poate face ambele faze, adică un jucător box-to-box. Cel mai bun exemplu aveți aici, de asemenea, pe Rud Hulit, Hulitu. De ce? Sau de ce zic eu asta? În momentul în care pornești un atac, 3 jucători sunt destul de puțin pentru a... Mă refer la cele trei CAM-uri sau CAM-uri sau cum vreți voi să ziceți. Mi se pare destul de puțin pentru a pune în pericol poarta adversă, având în vedere că jucăm și cu un atacant, deci nu are prea multă susținere, e un pic izolat, e cu spatele la poartă și are nevoie de susținere. De aceea aici la instrucțiuni o să aveți o surpriză. Cei care
nu știți despre ce vorbesc, o să vă explic acum. Deci avem așa, pe fundaș și lateral avem stay back. Aici, atenție mare, la mijlocașul defensiv avem cut passing lanes. Aici, sincer, n-am simțit nicio diferență dacă am ținut pe balance. Manmark n-am folosit. Deci n-am simțit nicio diferență așa, balance sau cut passing lanes. Am pus cut passing lanes, poate vă ajută pe voi să vedeți vreo diferență. Nu știu. Avem stay back pentru a nu pleca deloc din fața apărării, să avem un caporal, o entitate în fața apărării acolo să se sperie adversarul, și cover center. N-avem de ce să punem cover wing pentru că fundașii noștri laterali nu urcă deloc, deci n-avem de ce să acoperim marginile. Bun, aici vine chestia foarte tare. Pe mijlocașul acela box to box, pe acel mijlocaș ce poate trage și la poartă, ce poate da și o pasă foarte bună, nu avem stay back, avem balance. De ce? V-am zis. Pentru a susține un pic mai mult atacul. Chiar dacă uneori o să rămâneți doar cu un singur mijlocaș defensiv, nu cu doi, dacă foloseați stay back înainte, o să vedeți că aveți un plus pe partea ofensivă. Și vă recomand să vă gândiți în așa fel atacurile, încât pe partea unde este jucătorul ofensiv să distribuiți în așa fel pasele, încât să-l jucați pe acest mijlocaș în plus într-o poziție foarte bună pentru a chiar atrage la poartă sau chiar a băga mingea acolo în careu la o șpâră, la un skill moves. Deci aveți în vedere partea în care joacă mijlocașul vostru ofensiv pentru a juca mai mult pe acea parte, deoarece el având balance o să urce foarte, foarte mult, mai ales dacă are high pe atac, o să fie. Da. Mergem mai departe. Aici avem comeback on defense la toți cei trei CAM-uri, cei trei CAM-uri, nu știu cum vreți voi să ziceți. Aici, de fapt înainte, avem get in the box pentru cele două benzi, oarecum. Aici este o chestie foarte interesantă pe care am observat-o. Dacă CAM-ul vostru, CAM-ul, imediat ne uităm, două secunde. Deci la noi este Cryf. Are high pe attacking. Ce înseamnă high pe attacking? El, în momentul în care are high, o să facă foarte multe demarcări în adâncime. Dacă are medium, o să facă mai puține demarcări în adâncime și mai o să fie un pic la mijloc. Adică o să vină și la pas, dar o să facă și demarcări în adâncime. Dar dacă are low la atac, o să vină doar la pas. Adică nu o să plece deloc în adâncime sau... De fapt, nu o să plece deloc. E X. Nu mai, gata. La revedere. Bun. Dacă aveți un astfel de jucător și vreți să jucați cam cu el, ceea ce vă recomand eu este să lăsați fără get in the box. Pentru că în momentul acela el o să se ducă doar în careu, adică nu o să vă mai vină deloc la pas, mai ales că are și high pe atac. Lăsându-l pe balance, îi spuneți oarecum că e bine să vină și la pas. Stay on edge of box for cross. Mă rog, ați înțeles. Deci, dacă aveți high, vă recomand să-l țineți pe balance. Dacă aveți medium sau low, ceea ce nu vă recomand low, nu prea am știut acum cam low, get in the box for cross este o setare foarte, foarte bună. Nu băgați alte bazaconi aici, cum free roam, drift wide, astea nu sunt... Nu. Nu recomand. Bun. La mijlocașul, la atacantul central, la numărul nostru nou, la Bilașco, la Victoraș Iacob, la Marius Nicolae, cum vreți voi, Daniel Nicolae. Ce trebuie să aveți în vedere? Dacă este un jucător foarte, foarte rapid, de exemplu, să vă dau așa rapid cum vin mie jucători, dacă jucați cu Mbappé aici, vă recomand foarte mult să vă folosiți de viteza lui și să jucați cu getting behind. Dacă este un jucător mai robust, mai masiv, dar care are și o viteză foarte bună, dar dă foarte bine la poartă, și mai ales dacă are 5 weak foot, sincer nu vă recomand să dați getting behind, pentru că în momentul în care mingea o să fie la 30 de metri sau încercați să construiți un atac, el o să plece foarte mult în spatele fundașilor. Dar motivul pentru care noi nu-i dăm getting behind este acela de a fi acolo în careu și de a putea primi o pasă, să se întoarcă, să facă un skill, să facă ceva, să tragă la poartă. E foarte, foarte simplu.
Deci, în această situație, cum e la noi Henry, sau cum este Erno, cine să vă mai zic eu, Ben Yedder, jucători din ăștia, Dalglish, mă rog, ați înțeles voi, sfatul meu este să nu le dați get in behind, să-i lăsați pe balance. Aici am comeback on defense pentru a comprima foarte mult spațiile atunci când ne apărăm și să vină și el în apărare, că trebuie să apere și el, nu? Bun. Asta am rezolvat-o cu 4-3-1 în momentele dificile. Ce formație folosesc eu când sunt de fapt nu când sunt condus, când dau de un adversar ce este un pic mai slăbuț, dar nu îl pot desface cu 4-3-1. Trecem la un 4-4-2. Această formație este extrem de dificilă de jucat, vă spun din start. Nu vă recomand dacă nu stăpâniți bine arta selecției, arta pressing-ului, este un pic dificil de apărat. Am avut și eu probleme la început cu ea, acum să zicem că sunt mai ok, ne-am împrietenit mai mult, am ieșit de multe ori la cafea. Bun, deja vedeți că se schimbă situația, am trecut la 1, 2, 3, 4, 5, 6 linii la deft. La Wift avem din nou 5, rămânem pe balance. Balance, nu vedeți aici drop back, constant pressure, pressure on heavy touch, așa. La offensive style avem balance, Wift avem 4, la fel. Nu pun 7, nu pun 10 pentru a nu fie echipa foarte, foarte lăbărțată. Deja avem o formație cu mijlocaj lateral și dacă pun 5, ei o să stea destul de mult la margine, ceea ce nu mă avantajează pe mine. Doresc să intre și puțin în centru, să combinăm un pic acolo în fața careului. De aceea am pus 4. La player in box avem 5, clasic. Puteți să puneți și 6, nu e o tragedie, dar 5 e ok. Am observat că unii jucători folosesc și 3 aici, mai ales dacă au 2 atacanți foarte, foarte buni. De exemplu, nu știu, Erno și Ronaldo Totti, sau coborând un pic, Ben Yedder și Neymar. Știți de ce folosesc asta la player in box? În momentul în care ai 2 atacanți care au 5 weak foot și te poți întoarce pe orice parte cu ei, dacă ai băgat mingea acolo în careu, printr-un simplu skill move, printr-un dragback sau printr-o întoarcere simplă din analog, poți trage la poartă și de cel mai multe ori este gol. Deci vă recomand și acest player in box 3, dar e destul de dificil și cu asta. Mai bine rămâneți pe 5 sau chiar 6 pentru a avea un suport mai mare și din partea celui al doilea mijlocaș central. Aici la cornere nu se schimbă, nu se schimbă situația 2-2. Instrucțiunile la fel, stay back. De ce le fac, mă, că e... Bun. Aici, pe al doilea mijlocaș, o să zicem că este Gulli, nu-l mai schimbăm, dar ați înțeles voi că sunteți băieți deștepți. La fel, pe cel defensiv avem stay back, pe cel mai ofensiv avem balance. Amândoi cover center. La fel, gândiți-vă atacurile pentru a juca cu acest jucător ce o să urce mai mult. Deci, trebuie să fiți un pic smart și aici să vă gândiți. Nu puneți această setare și gata, domne, am rezolvat-o. Nu e chiar așa, este un stil mai complex de joc, deci necesită foarte mult, așa, foarte mult aici, coco, cum zice Gig. Bun, la Ruud Gullit avem get in behind, la Benzi avem get in behind, aici la atacanți la fel, uite, vedeți, eu nu folosesc get in behind, deoarece am nevoie de cei doi atacanți să stea acolo în careu. Și comeback on defense, la fel pentru apărare cât mai ok. La attacking, aici, așa joc eu la Weekend League de cel mai multe ori. Cu 7 linii, 5, Wift 5, player in box, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cornere 2, free kick 2. Instrucțiunile sunt la fel, doar că nu mai avem comeback la cele 3 CM-uri. Aici avem get in behind, dar v-am zis, puteți să schimbați. În rest, instrucțiunile sunt absolut la fel și mergem aici, la tactica de kamikaze. 3, 4, 2, 1, tactica, constant pressure, Wift 5, 6, deft la maxim, offensive side long ball pentru a merge toată echipa absolut kamikaze în față. Aici nu am maxim pentru că nu am nevoie de maxim, nu se pot da centrări, deci am nevoie de un pic mai strânsă echipa. Player in box maxim, corner 2, free kick 2. La instrucțiune avem get in behind, stay forward, stay forward, stay forward pe toată lumea, absolut toată lumea stay forward. Aici la mijlocaș central avem stay back pentru a avea suport oarecum și la pas, pentru că avem nevoie și de cineva să paseze. Și în rest avem balance aici, la portar nimic. Bun. Revenim cu cel mai bune setări. Și am ajuns la un punct foarte, foarte important, setările controllerului.
sau joystick-ului, sau cum vreți voi să ziceți. Am primit foarte, foarte multe mesaje. Domne, cum folosești PassBlock? Cum? De ce nu mă schimbă cum trebuie? Nu știu cum. Ciuliți ochii, ridicați-vă urechile și avem un felul următor. Time finishing off. Anul ăsta nu prea e bun time finishing. Am jucat și cu ON, am încercat să văd dacă se merită să joci cu ON. Nu văd nicio șmecherie. Poate un pic la penalty, dar nu prea se merită, sincer. Aici la second defender switch icon avem off. Ce înseamnă acest second defender switch icon? În momentul în care tu ești selectat cu un jucător, jocul îți arată următoarea selecție, cum ar veni. Deci îți arată un alt jucător pe care tu, dacă o să selectezi, ai direct selecția acolo. E un pic ambiguă treaba, pentru că am impresia că e ceva stricat la această setare. În momentul în care o dai off, te selectează mult mai bine, nu știu de ce, ori am eu o problemă, ori așa este. Deci vă recomand off pentru a avea cât mai multă claritate în schimbatul jucătorilor. Pass block assistance on mereu, auto switching air balls and loose balls, auto switching move assistance known, jockey assisted, right stick switching player, fără ball, pass assisted așa, la cross. Momentul în care l-ai pe assisted, el o să-ți aleagă jucătorul în care o să meargă centrarea. Dacă ai semi, poți să... În funcție de cât încarci tu centrarea, o să meargă la un jucător mai apropiat de această putere sau ceva de genul ăsta. Dacă pui pe manual, trebuie să selectezi foarte bine și direcția. Așa nu mai ai nevoie să folosești direcția, doar încarci. Și în momentul în care încarci, centrarea se duce unde vrei tu. La low pass aici avem manual, pentru că la assisted nu-mi place ceea ce se întâmplă, pentru că eu, dacă dau încarc la maximum să dea peste apărare adversă, o să încarce să-i dea mingea pe piept, ceea ce nu vreau. La manual, cu cât încarci, cu atât pața se duce mai tare. Save assisted, analog off, și astea sunt setările la controller. De ce e analog sprint off? Pentru a nu avea on. De ce nu avea on și avea off? Pentru că dacă ai analog sprint on, în momentul în care tu apeși un pic mai încet pe sprint, pe buton de sprint, jucătorul tău o să alerge în funcție cum îi apeși tu. Dacă ai off, el o să alerge la nivel maxim. Bun. Ce cameră folosesc eu? Fiți atenți aici, că e o surpriză mare. Avem telebroadcast, clasic 20:0, de ce folosesc telebroadcast, 20:0? Am încercat multe camere, sincer, am încercat și co-op și tele, dar această cameră îți arată tot terenul, dar îți arată și spațiile mai mici. De exemplu, poți să faci și pase scurte, adică ai unghiurile și de pase scurte pe această cameră. Pe co-op nu ai, de exemplu. Pe co-op e un pic mai lăbărțată treaba, ai tot terenul, poți să schimbi foarte bine marginile. Aici pe tele poți să schimbi marginile și mai ales dacă ai radarul dat pe on. Deci eu zic că aceasta este cea mai bună cameră de jucat FIFA 20. La FIFA 21 mai vedem. Băieți, ăsta a fost acest clip minunat, sper să vă ajute. Sper că am fost destul de explicit, zic eu. Așa cred eu, dacă m-am mai bâlbâit, dacă mai așa, îmi cer scuze, dar ăsta sunt eu în fața camerei. Îmi vin de-astea pe loc, iau, așa, măți, Johnule. Mulțumesc frumos pentru vizionare, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest clip. Și dacă vreți mai multe tutoriale, atenție, tutoriale, dacă ajungem la 500 de like-uri la acest clip, o să pun un mega tutorial. Cum să faci când adversarul tău este extrem de aglomerat în apărare. Care sunt cele mai ușoare tricuri și scheme pentru a desface o apărare destul de închisă, de aglomerată, cum vreți voi să ziceți. Gata, închidem, faceți-vă setările, jucați-vă, vă doresc mult succes și noi ne vedem data viitoare. Vă salut, cu deosebit respect. Pa!